Alexandru Bârsan avea șanse foarte mari să concureze pe pista olimpică de la Rio, în proba de 4 rame, după rezultatele foarte bune din acest an, însă pregătirea din ultima perioadă i-au făcut pe antrenorii de la lotul național să îl înlocuiască cu un alt sportiv, spre dezamăgirea antrenorului Valentin Gavril. Chiar neseriozitatea în pregătire și i-am și explicat că ultima lună, ultimele 2 săptămâni sunt foarte grele, atât psihic cât și selecția care a făcut-o. Și-a dat singur cu piciorul în această șansă. Trebuia să fie în barca de 4 rame, unde și ei au fost vicecampioni europeni. S-a făcut selecția, a intrat un alt coleg de-a lor. I-am spus, până nu se vede la avion, să știi că nu ești titular în barcă. Așa s-a și întâmplat. Au mai fost cazuri, am mai avut cazuri asemenea lui, dar sper că lecția asta să fie învățătură de minte pentru viitor. Pentru Alexandru Bârsan urmează un concurs important pe plan național, unde își poate asigura locul în lotul național de tineret. Mai are un concurs important, selecția pentru lotul de tineret, și dacă nu își vede de treabă și nu este serios, cade de acolo și s-a terminat și cu sportul de performanță. Păcat, are calități deosebite, dar, după cum v-am spus, trebuie să mai ai foarte, foarte multă minte. Dacă nu îmbini pregătirea fizică și cu teoria, cu mai ales cu munca asta psihică care este, încep degeaba. Ați vorbit că el este afectat de această situație? Da, am vorbit cu el săptămâna trecută, a venit la Piatra. Ce putem face? Regretele sunt da, tardive, să zicem, dar degeaba. După, dacă nu-ți dai seama că după 5-6 ani de muncă trebuie să fii perfect și mai ales în sportul de performanță. Trebuie să fii și serios, trebuie să-ți pregătești și programul de odihnă, trebuie să-ți pregătești și embarcațiunea. Nu ești titular 100% într-o barcă și uitați, el s-a întâmplat, colegii lui sunt în Brazilia, el este acasă.